Aflat de aproape o jumătate de an în fruntea Inspectoratului Județean de Jandarmi, colonel Grigore Ceaușescu a promis presei locale nu doar transparență totală, dar și întâlniri trimestriale. De această dată, la conferința de presă, l-au secundat proaspeții săi adjunți, locotenent colonel Ion Trădulescu și colonel Cristian Turcu. Noua echipă are o bilă albă, încă de la început de drum. Faptul că lucrează de ani buni în inspectorat și știe foarte bine plusurile și minusurile jandarmilor vâlceni. Primul ajunt al inspectorului șef este domnul locotenent colonel Trădulescu Ion. Dumnealui are ca și coordonare mai mult partea operativă a Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea. Dumnealui este un militar cu experiență, își desfășoară activitatea în această instituție încă de la debutul în carieră, din anul 1990, și consider că are toate calitățile necesare pentru a îndeplini această funcție cu succes. De asemenea, ca și ajunt al inspectorului șef, îl cunoașteți, domnul colonel Turcu, și dumnealui are o experiență îndelungată în această instituție, un om la fel de serios ca și domnul prim ajunt, și consider că și dumnealui poate să îndeplinească cu succes funcția de ajunt. Fac precizarea că dumnealui are ca și coordonare mai mult activitățile de suport ale instituției noastre. Mă aflu deci în această unitate din 90, de fapt de când s-a pus piatra de temelie. Consider că experiența, pregătirea și munca pe care mă caracterizează o să contribui și eu, alături de cei de domnul inspector șef și de domnul ajunt, la realizarea managementului în această instituție. Consider că alături de cei doi colegi o să facem ceea ce trebuie să facem, adică să vorbim mai puțin și să muncim, să ne executăm misiunile la cel mai înalt nivel. Este o onoare pentru mine să fac parte din echipa de conducere a Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea și vreau să cred că aportul pe care îl voi aduce la buna desfășurare a misiunilor unității va fi unul pozitiv. Consider că experiența pe care o am ca ofițer poate ajuta la îndeplinirea acestui obiectiv important. În ultima perioadă de timp, jandarmii vâlceni au acționat pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, dar și pentru depistarea persoanelor care sustrăgeau energie electrică din rețeaua de distribuție.